Am sărut pe domnul Mihai Stan, care este președintele Societății Scriitorilor Târgoviștei, directorul editurii Biblioteca, să ne adreseze câteva cuvinte. Câte? Câte vreți? Câte? De mai bine de 8 ani de zile, Societatea Scriitorilor Târgoviștei se implică direct și cu notabile rezultate, zic eu, și nu sunt, pot fi acuzat de lipsă de modestie. A intrat moștenirea Văcăreștilor pe care cineva o curățase bine, bine de comunism, uitând să spună că el era înainte acolo, a intrat într-o nouă etapă, în sensul că un pelerinaj care se făcea mereu la nu știu ce biserici de lemn a devenit altceva. Simpozioane, mese rotunde. Pe de altă parte, am încercat împreună cu colaboratorul meu direct și care pe linie oficială mi-a fi un fir de șef, eu, domnul Pircea, să dăm acestui concurs valoare națională. Nu întâmplător vin tineri din toată țara. De vreo 3 ani de zile edităm o carte a festivalului în care la început există o istorie a autorii sunt eu și cu domnul Petrescu, pe care nu-l văd aici. Ce s-o fi de fapt? O istorie a manifestării culturale și am convenit de comun acord că fiind o cifră rotundă, să dăm și câteva portrete ale unor foști participanți care s-au afirmat în critica și istoria literară i-a validat drept scriitor, poet, dramaturgi. E un lucru bun, asta aruncă o lumină bună și asupra manifestării, care nu este degeaba, și impresia jurului. De asemenea, am publicat, unii sunt publicați pentru prima dată, de concurenți, fără să precizăm locul, cei care au fost selectați pentru premiere și mi-am permis, cu asta închei, că vorba lungă sărăcie omului, să pun pe coperta 4 niște cuvinte care aparțin de lui Mircea Horia Simionescu, care ani de zile, încă de la început, a fost președintele jurului și a rămas președintele in memoria. Ce spune domnia sa, dacă se poate spune despre emoții așa, e și un răspuns pentru domnul secretar. Dar nu, îmi permit 2 minute să spun ceva. Nu trebuie să ne temem. Limba este un organism viu și atât de puternic. De nenumărate ori a fost agresată și de târgovișteanul nostru, Elia de Rădulescu, și ea își vede de treaba ei. Dintre neologismele astea, păstrează ce are nevoie, nu? Aruncă peste bord. Ce zice Mircea Horia Simionescu? Ce zicea în 2004? Era firesc ca la Târgoviște să se desfășoare un asemenea festival. Era firesc în lumina cărții pe care o să o prezentăm împreună cu academicianul Cimpoi, pentru că aici, știți dumneavoastră, s-a născut literatura premodernă română. Căruia, dacă îi se va da o mai mare anvergură, îi prevăd viitor, se va înscrie în cultura noastră cu majuscule. Ca târgoviștean sunt profund emoționat. Și apoi trăim într-un secol pozitiv. Altfel înțelegem astăzi exclamațiile simțămintelor de odinioară. Superba declarație de nemurire a lui Ionăchiță Văcărescu constane emblema cutremurătoare a unui testament, se cere mereu reinterpretată, fiindcă intenția poetului se întinde mult mai larg decât spațiul pe care îl indică cele 12 cuvinte maestuos imperative. Datoria noastră a pasnicilor neprețuitei moșteniri
este de a o desface și a o supune cu cercetării toate energiile ce se ivesc din marmura testamentului. În esență, chemarea la cinstirea patriei și a limbii române dezleagă însuși destinul nostru sedus încă din orele inaugurale ale literaturii culte să-și afirme prin parte întregul universalitate. Are mare dreptate domnul Ivanov să evoce testamentul sub acest înțeles. Parcă, ca niciodată, trebuie să ne cinstim patria. Eu am trăit chiar un sentiment ciudat când Prințul Charles, prietenul nostru, vine și vorbește de Transilvania, ca de o altă țară. Toți vorbesc în România, nu știu ce să zic. Da. Dar să fim optimiști, atât am avut de spus. Juriul a fost competent și vă rog să-l citiți. Asta și s-a lucrat bine. Acum să mă lau puțin, editura Biblioteca poate să facă o carte într-o zi. Asta.